Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Vine la întrebări. Start! Hai, go! Întrebarea este ce înseamnă uplițulii? Vezi că peștele este una foarte, foarte mare, pe formă pătrată, pe mijloc are un stâlp, iar în față sunt foarte mulți bolovani mari. Este o peșteră cu trei intrări foarte clare, da? O coloană în partea stângă, peșteră în mijloc, coloană în partea dreaptă. Încerc să-i descriu lui Cosmin cât se poate de amănunțit poza pe care o aveam în față. În partea dreaptă mai este o ieșire, ca să știi tu. Dar peștera este una foarte mare, pătrată, un stâlp mare pe mijloc. Zi-mi dacă mă auzi, dacă m-ai înțeles. Am înțeles. Eu când am urcat sus, am văzut o peșteră cu un stâlp în mijloc și într-adevăr eram aproape sigură că este asta pe care tu descrii. Nu mi-a luat foarte mult timp să găsesc descrierea din fotografia. Eram convins că acolo este unde eram eu în momentul ăla. Am găsit ceva asemănător cu ce descrii tu. Întrebarea este ce înseamnă uplițulii. Vezi doar că peștera e pe pătrat, un stâlp mare pe mijloc în interior, cu bolovani imensi în față. Eu eram aproape sigură că aceasta este și peștera noastră, pentru că avea fix stâlpul ăsta în mijloc și eu după asta mă ghidasem. Și mi-am dat seama că toate răspunsurile sunt pe plachetele în fața peșterilor. Cetățeni din Uplistică s-au adunat în fața altarului principal. Deci întrebarea este care este numele reginei Georgiene după care a fost numită această sală? Carpli. Nu. Irina spune că nu. Elena. Nu. Era clar că răspunsul nu este pe placheta asta și că asta nu este peștera mea. Deci peștera este mare, pătrată, are un singur stâlp pe mijloc la intrare. Mulți bolovă... Gata, am găsit-o! Știi care a fost problema? Că ea era înconjurată fix de gardul asta din pietre și ea nu se vedea. Este Regina Tamar! Regina Tamar! Răspuns corect! Răspuns corect! Ați primit unealta! Natanticu, nu vreau să pun presiune, dar fetele au deja fierăstrăul over. Băi, nu pot să-mi dau seama unde-i textul ăsta băgat în cațel. Am primit unealta! Când mi-a spus Irina că da, Doamne, am simțit ca o ușurare, parcă am dat o armură jos de pe mine, m-am dus repede, am luat fierăstrăul și celălalt indiciu ca să mă apuc să-i descriu deja cum arată următoarea peșteră. Este la fel o peșteră mai pe pătrat, cu un stâlp imens în față, la fel are o tablă de plastic pe care scrie numărul 9, dar tu trebuie să cauți deasupra ei. Cosmin, mă auzi? Over. Acum te aud, nu găsesc textul ăla nenorocit. Am hotărât să spunem over pentru că Mihai îmi descrie foarte mult și zic nu e cazul să vorbești mult că poate pierd niște detalii importante. Peștera asta e sigur, exact cum ai descris-o, dar nu găsesc textul. Fiind prima întrebare, nu știam cum arată hârtia pe care există răspunsul sau textul, unde se află scris. Ok, mai caută. Over. Întrebarea este de unde vine denumirea sălii? Trebuie să te și apuci, Lidia. Pierzi timp. Îți pui în față foaia și în timp ce muncești îi mai descrie Elvirei. Cosmin, îți mai descriu puțin peștera, să nu greșim. Deci cum te uiți la ea de la distanță, în stânga ai un drum pavat cu două borduri uriașe din pietre. Vădeam pe Natanticu fix în același loc unde era. Mi-am dat seama atunci că el de fapt nu știe unde se caută. Nu găsesc ăla de text. El căuta în peșteri, se gândea că poate sunt undeva ascunsă în dicile astea. Dar ele, de fapt, erau scrise pe panourile în fața peșterilor. Nu, deci, nervos, nu găsesc absolut nimic. Nimic. Uită-te să fie aia peștera, asta e grija mea, îți dai seama? 100% asta e peștera, văd bordurile înalte, văd prima pe stânga cu boltă și următoarele două intrări cu tavanul drept paralel cu podeaua. M-am prins imediat că el greșește flagrant acolo, dar nici nu puteam să-i spun. De text unde ești? Crede-mă, m-am urcat și pe peștere, adică deasupra peșterilor. M-am uitat de sus, zic, bă, poate nu văd bine. Nu găsesc textul, asta e problema. Păi la asta mă gândesc, că dacă nu găsești textul, poate nu e peștera bună.
dar este exact cum ai descris tu, în stânga cu boltă, următoarele două intrări. Mamă, nu știu cum să tai. Dumnezeule mare, am luat fiele străul în mână și nu știam cum să-l folosesc. Nu știam cum să încerc să țin lanțul ăla foarte fix ca să fac o singură tăietură. Mi-a alunecat continuu. Vrei să te ajute nașul? N-am voie. Tai cutia. Asta mă gândeam și eu. Vezi bordurile astea făcute din pietre foarte înalte. Asta e peștera, 100%. Nu găseam locul ăsta și nici nu voiam să pierd timp să vorbesc cu ea în momentul în care trebuia, știam că trebuie să alerg. Yes! Să știi că Lidia a rupt lanțul. Hai, over! Lidia, da. Pentru că ai tăiat lanțul, tu nu mai ai nevoie de următoarea unealtă, așa că poți trece direct la numărul 3, la indiciu numărul 3 și la întrebarea numărul 3. Mi-a spus Irina că am voie să iau al treilea plic. De cheie pentru lacă. Am trecut la cheie, ca să știi. Caută altă peșteră. Deci fii atentă, este un perete de ăsta imens, doar din pietre, dar în mijloc este ca o ușă spartă. Sus nu avea prag. Deci era pur și simplu o ușă cu deschizătură sus. Care e întrebarea, Lidii? Întrebarea este care a fost dimensiunea suprafeței etajului. Vezi că în față, în pământ, în fața intrării astea, e o groapă așa săpată. Deci am luat toate cele patru intrări, l-am puricat la mână, dacă știu cum să zic. Am votat la propriu în gaură de șarpe. E o groapă așa săpată, are ca o formă de cheie. Cel mai bun indiciu aici pentru mine era acea cheie în față. Da. 360 de metri pătrați, iubire. 360 de metri pătrați. Exact, răspuns corect. Perfect, 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 bravo, am luat cheia. Poți deschide lacătul, Lidia. Deschid lacătul. Haide, grăbește-te. Am deschis lacătul, dar între timp încercam să-i spun Elvirei din nou ce are de căutat. Care este imaginea care se poate distinge pe peretele din nord? Vezi că acum o să găsești o peșteră, tot așa are ca un perete format din pietre, iar intrarea, stai să mă gândesc, are ca o formă de căciulă țuguiată. Cosmin, găsește și tu ceva. Lângă nașul încerca să fac haz de necaz, l-am văzut că era stors de puteri. Nu mai știu unde să mă uit, adică sunt deasupra peșterii unde este o biserică. Deci crede, mă privesc înăuntru peșterilor din toate unghiurilor și din spate și din stânga și din dreapta și din față. Am fost în peștera asta. E cumva jos! E asta sigur. Eu eram sigura că e vorba de peșterea asta, eram absolut sigura, eram convinsă și imediat știam și unde e. Imediat am alergat-o către ea. Deci întrebarea este care este imaginea care se poate distinge pe peretele din nord? Când intri în peșteră, este o imagine. Nu e asta. Nu e ce trebuie. Dar e mică de data asta intrarea. Imediat mi-am dat seama de peștera care spuneai. Când am văzut-o, mi-am dat seama că sigur e asta. Lidia, ascultă, este imaginea unui palmier. Imaginea unui palmier. Corect, 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 este corect, corect. E imaginea unui palmier. Poți să-i dai următoarele indicii? Este corect, indicii? Iubirea mea. Îți dau la următoarea. Întrebarea între este timp, ce instrument folosește șurubelți. Ce instrument a fost utilizat preponderent pentru pereți? Vezi că, mamă, sunt două peșteri, una lângă cealaltă. Una are forma așa ovală, dar pe perpendicular. E ca o poartă de aia de la țară, așa cu sus e pe oval. Partea proastă este că nici nu avem voie să facem schimb până nu terminăm asta, că te-aș chema pe tine să vezi. Mi-a venit ideea și zic, bă, ia să intru, că Elvira, primul răspuns, îl avea lângă peștera unde eram eu. Și zic, mă, să văd, poate a lăsat pe jos hârtia, să văd cum arată, să știu ce caut. Și când intru, în fața peșterii unde căuta Elvira, am văzut că erau sub porții. În care, în mod normal, îți explica ce peșteră e, dar acolo aveai textul. Cosmin, cred că dacă nu ești la peștera corectă, fac infarct, over. Și la mine era așa. Aici era suportul și peștera undeva la 10 metri. Și eu stăteam cu spatele la suport și căutând o hârtie. Stai așa, că-s foarte prost. Fii atent, citesc. Acum stăm la scutierul central al orașului. Deci dacă nu mă duceam să văd pe ce a găsit Elvira informația sau, mă rog, textul, nu ne dea seama. Bazilica Fiului lui Dumnezeu. Exact asta înseamnă, corect.
De aici cumva îl simțeam exact în ceafa mea, pentru că au recuperat extraordinar de bine. Hai repede, că nu știu să fac cu astea. Vino înapoi, Cosmin, vino înapoi. Hai repede, corect, bravo. Vai, atunci stres și tensiune. Hai, Cosmin, nu poate să spargem asta. Am ambele echipe, eram în același stadiu. Tare, 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 dar vai. Noi n-avem de altă. Păi avem, ia de aici, dar degeaba, că avem ciocanul ăsta mic. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.